Iar acum mergem mai departe, pentru că e minunat să te fi născut la începutul verii, pentru că nu greșește cu nimic dacă spui că sărbătoritul a împlinit 56 de primăveri, nu? Adică chiar sunt împlinite, vreau să spun. Iar sărbătoritul este chiar Mugur Mihăescu, căreia noi ce facem, îi spunem un sincer și călduros la mulți ani! Să trăiți, domnul Mugur Mihăescu! Mulțumesc! Bă, uite cum arată Mugur Ciucă, zici că a venit cu iactul la noi la emisiune, l-a parcat aici, în față, la pache. La 40 și 16 de ani. Mulți înainte, Mugur! Mergi. La mulți ani, haide să luăm un loc. Auzi, tocmai de asta, noi suntem cu Țelina aici. Cu tot respectul, am văzut. Tu la ziua mea vii cu Țelină, frate? Păi nu, ești tu cu tort am venit la ziua ta. Nu, dar Țelină de porc măcar să fi fost. Da, exact, și o să-i noi niște... Țelina să tocă, să dădea la curci. Exact, dar Țelina asta cu niște jumeri ar merge senzațional. Oameni buni, e Mugur Mihăescu, sărbătoritul nostru de astăzi. Ce faci, Mugur, cum ești? Credeam că vin și eu la un grătărel, la un mic, la asta. Bă, de chiar în grătărel și mică? Tu cred că nu mai ești de mult cu grătărelul și cu micul. Ba, tu da, cred ba, că da. Ești cu sportul, cu salata, să trăiesc unul așa, să stai nu, mai bine. Cu tot respectul, spun că îmi place în continuare mâncarea aia pe care am învățat să o mănânc acasă. Da, și mai mănânci cu grătarele alea și cu mici aia, cum era odată? Da? Și încă cum? Am înțeles. Îmi place, am în spate grădinița cu roșiile mele, cu toate astea, ca la, mă gospodăresc ca la țară la mine, în Pipera, acolo. Știi cum e? La sat. E frumos. E... Și chiar ai unde ți pui tu tot, nu? Da, da. Am grădină. Deci roșii, castraveți? Roșii, castraveți, ardei gras, capia, gogoșar, ardei iute, vinete. Și tu grădinărești acolo? E, nu. Nu, eu mănânc. Am înțeles. Eu deci... culeg roadele. Și cine grădinărește? Grădinește o firmă de grădinărit roadele mele. Adică nu, diviziunea socială. Am înțeles, da. nu te bagi acolo. Nu mă bag, că mie îmi place, ți-am spus, eu sunt la tester, mie îmi place să testez, nu... Mă mai bag, dar știi cât de rău, adică mă bag dimineața când le culeg, că îmi place să le culeg și să le mănânc reci atunci dimineața când au roa pe ele. Da, mă, frumos așa. Și atunci, decât le șterg puțin în mână, că noi nu le dăm cu chimicale sau cu asta, și cranț, un castravete dimineața e... Exact ce trebuie. Da, da, da. Fii atent, astăzi este ziua ta, spunem la mulți ani, avem și niște fotografii cu tine dintr-o altă epocă și aș vrea să le comentăm și să vedem dacă îți mai aduce aminte din perioada asta a timpului de când avem fotografiile. Ia să vedem. Da. Uite-te aici. Ăsta ești tu? Da. Să nu fie greșit poza, să fi luat de la altcineva. Făcusem operație estetică și eu atunci. Da, aveam vreo 18 ani. Aici terminase-i liceul? Eram în clasa 12-a, da. Eram cu doi colegi, parcă stânga-dreapta, Daniel Matei și cred că era Cristi Sândulescu. Pe ea întâia din poze, când avem doar pe tine aici, poze da. De buletin. Al naiba buletin. Terminase-i clasa 12-a. Da, la prima amintire, adică eu nu mi-aduc aminte zilele mele, cum au fost sărbătorite până la 18 ani, cu excepția zilei de la 10 ani. De sincer. Ce? Pentru că la 10 ani am primit cadou o operație de apendicită. Am fost pe masa de operație. Exact chiar de ziua ta? Da, chiar de ziua mea. Și am primit cadou apendicul. Adică e tot ce țin minte. Apoi țin minte că prima zi pe care într-adevăr mi-am sărbătorit-o așa cu toți prietenii și cu gașcă și cu asta a fost la majorat. La 18 ani. La 18 ani. Adică fix de când era poza aia și uite și poza asta, cred că tot din perioada aia. Da, pentru că le spuneam și ai mei zice, băi, mă duce și pe mine la nu știu, Mac, KFC, ăstea, pe vremea noastră erau acolo în sat, știi cum e. Erau toate fast food-urile în sat și mergeam la fast food, adică mâncam din mers, asta înseamnă. Mâncam din mers, dude, corcodușe, ce prindeam, știi? Și făceam tort de dude, tort de corcodușe. Era frumoasă copilăria aia. Păi cum, Doamne iartă-mă, când te uiți la CNP-ul tău de atunci și te uiți la CNP-ul ăsta, ai așa un termen de comparație foarte... foarte așa, nu știu cum să zic, te răscolește puțin, așa că... La 18 ani ți-aduce aminte ce vroiai să te faci? Tort de dude. Tort de dude, uite, am pus de mure, da. Am pus mure și... La 18 ani, cum am vrut mult timp, înainte am vrut să fac cercetare matematică. Asta a fost visul vieții mele, să fac cercetare matematică. Și unde s-a rupt visul ăsta?
S-a rupt prin faptul că mama nu a putut să mă ducă la București, că acolo se făcea, eu n-am vrut să fac matematică în Craiova, toți colegii mei de, care au urmat cercetare matematică s-au dus înspre București. Ai mei au zis, maxim în Craiova, vezi ce poți să faci, și atunci m-am dus spre calculatoare. Dar te-ar fi plăcut să fii în cercetarea asta, în matematică? Da, da. Asta mi-a plăcut toată viața. Atunci nu aveai nicio treabă cu umorul, nu aveai nicio treabă cu comedie? Ba da, pentru că cochetam cu treaba asta în timpul liceului. Îmi plăcea, mama mi-a deschis porțile către zona artistică. Am început să fac pictură, am învățat vioară cu lăutar de la, din clasa 1 până pe la clasa 6-a. Pe urmă, chitară am învățat-o singur, îmi plăcea să studiez partituri, îmi plăcea să cânt. Și începusem să fac parodii muzicale, pentru că m-a inspirat și am spus-o de 100 de mii de ori, dar o repet de fiecare dată, Marin Sorescu, cu Singur printre poeți, volumul lui de debut. Și mi-a plăcut atât de mult parodia poetică pe care a făcut-o Marin Sorescu și am regăsit genul ăsta de umor și în poeziile lui, da. Volumele celelalte, în La Lilieci, în Descântoteca. Ăsta era Wikipedia noastră. Wikipedia era biblioteca și deschideam câte o pagină din Wikipedia de acolo și dacă nu citeai o pagină pe zi, venea mama și zicea, hai, de la început. Și apoi, de la tatăl tău, ce ai? De la tatăl meu, pescuitul. Nu cred. Da, da, da. El era pescarul familiei, mama, ca să îl abrutizeze, mergea cu mine în cârcă când aveam 3 ani. Așa îmi povestea, că nu ții minte. 3 ani și se ducea după tata pe malul Bărțe și cred că ce era la gura lui tata când veneam eu și începeam să trag. Ia, vezi că trage, vezi că trage, vezi că aia, oleu, strigai oleu. Toate planurile. Deci mă mir că nu, mama mea, deci eu dacă venea copilul să facă, căpiam. Dar uite, a rezistat. Aici în poze e fica ta, nu? A fost, cred că, ceva da, mai decât nu, tot... aici nu este fica mea, aici am tot au rulat fotografii. Aici, da, uite. Aici e fica mea. Aici eram pe la, prin Bucovina. Aici, mai ales că ea acum e în Londra, nu? Da, acum nu, acum e acasă. S-a întors acasă? Da, acum e acasă, stă 2 săptămâni și ceva. Aici suntem la Londra, cred. Se întoarce în țară sau rămâne la Londra? Da, 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 se întoarce în țară. Adică ăsta este planul și al ei și al lui Vlad, să se întoarcă în țară. Vlad este ginerele. Este iubitul, nu, e iubitul ei. Deocamdată nu s-au căsătorit. Dacă ori vrea să facă pasul ăsta, viața lor, nu e treaba mea. M-am gândit să-ți mai fac încă un cadou pe lângă tort, să-ți aduci aminte așa de... Pe ce, mă? Pe ce s-o pun? Pe alunecuș aici. Uite, acolo pe alunecuș, uite ce ți-a mai luat. O undiță? Da. A, să fie primită. Și uite, și scaunul ăsta de pescar. Și scaun de pescar. A zis astăzi de ziua ta, da. Să te întoarcem, bă, un pic așa și... Bă, bine că nu mi-ai adus și o cutie de viermuși. Păi avem și de asta. Avem, la... Asta mai întrebea, să mai adus și o cutie de viermuși acela masă. Da, păi a zis, da. Să-ți aduce aminte, da. Și de ziua asta de 56 de ani făcută cu, da, noi aici la emisiune. Altă treabă. Da, am fost așa din 10 în 10 ani, aniversările, mă uit în spate și... îmi dau seama cât te schimbi ca om. Adică nu te mai recunoști. Cum erai la 30 de ani? Păi, cum? Lupul cu foame. Lup cu foame, să demonstrez cine sunt, să ajung pe vârfurile... Să te cunoască lumea, să reușești. Da, nu? Da, da, să demonstrez ce pot să fac în umor. Tot la 30 de ani m-am și căsătorit. Cu doamna profesoară. Cu doamna profesoară. Că aia-și gurița ei. Ești căsătorit, vezi, de 26, da, de ani. Și da, omul... Nu, de fapt, stai așa puțin. Pe, la 94, 94 câți? Nu, nu, 28 de ani m-am căsătorit. La 20? La 30 o aveam, era pe țavă Ivo. Era pe țavă Ivo la 30 de ani. Dar de 30 de ani țin minte când a făcut nevastă mea, că a făcut pe 11 august și era eclipsă totală de soare. Și am zis, gata, semn, gata, baby, asta e dacă Dumnezeu. Dumnezeu. A dat un semn. Iau, semn. 30 de ani și să ia lumina. Dar păi știi, ce mai ți se pare că trece repede timpul? Ți se pare că... Acum da, al naiba de repede. Și am mai vorbit asta cu tine. Sunt niște schimbări care se produc în organismul nostru pe care o să le trăiești pe pielea ta, dar de asta sfătuiesc pe fiecare, trăiți-vă
trăiți-vă viața acum, nu vă gândiți ce urmează, că o să aveți timp pe urmă de analizat și o să vă dați cu pumnii în cap. Tu ți-ai trăit viața, poți să zici. Nu, mai am măcar jumate. Nu, dar până acum ți-ai trăit viața așa cum ai vrut sau îți pare rău că unele lucruri nu le-ai făcut sau că unele le-ai făcut altfel? Ți-am spus și la tine, nu la am podcast, decât două regrete la podcast, ți-am spus două regrete, au fost toată viața. Că n-am putut să stau mai mult cu copilul când era mică, să o văd crescând, să îi mănânc toate degetele în fiecare zi. Și al doilea, că n-am avut doi sau trei copii. Astea sunt singurele regrete. În rest, n-am absolut niciun regret. Deci dacă ai putea să dai timp înapoi, crezi că ai reușit să ai mai mult timp de petrecut cu Ivana? Sau ai face să ai mai mult timp? Da. Adică ai renunțat la anumite lucruri? Da. Total. Și la ce ai fi renunțat dacă te-ai întoarce în trecut? Cred că și la cariera mea aș fi renunțat. Nu cred. Pe cuvânt de onoare. Nu există ceva mai sus de copil. Cel puțin pentru mine, cum gândesc la ora asta. Adică dacă mai pune și aș întoarce timpul înapoi și aș avea mintea asta, aș renunța la tot pentru asta timp petrecut cu copilul tău. Dacă mai da înapoi și aș avea vârsta de atunci, mi-aș da un pumn. Ți-a spus vreodată că a simțit lipsa asta când ai stat cu ea? Nu. N-am trăznit. O spărgeam. Da, tu ai spus că îți pare rău? Da, bineînțeles. Bineînțeles că i-am spus. Da, asta e viața. Până la urmă, ne-a adus unde ne-a adus, suntem cum suntem și suntem frumoși împreună, suntem Dar e o relație faină acum cu fiica ta, că vorbești orice și aveți o prietenie aparte. Foarte, foarte frumoasă, o prietenie pe care o doresc tuturor familiilor. A și fost educată de doamna profesoară puțin în zona mai conservatoare, a familiei conservatoare, a tradițiilor, de asta eu, de exemplu, când am văzut cine a câștigat România au talent, am zis, thank you God, avem o speranță. Când am văzut pe copilul ăla. Am înnebunit, pentru că nu este normal să îngropi tradițiile, să îngropi, așa o văd eu cel puțin, nu sfătuiesc pe nimeni, dar așa văd eu, tradițiile și cultura ne-au adus până aici. Nu e normal să le bagi cu lopata sub preș, pentru că se alege praf. Lasă-le să evolueze sau să se șteargă, să se adauge organic lucruri. Dar 2500 de ani ne-au adus prin tradiții aici. Și 2500 de ani să încerci să-i ștergi într-un cancel culture, așa, peste în 5 ani, 10 ani, e, după părerea mea, este de neconceput. Eu mă bucur că astăzi de ziua ta ești aici și ziua ta pe 2 iunie, când era 1 iunie, ți se spunea la mulți ani? Să le zic la mulți ani oricum și tuturor celor care sunt sărbătoriți pe 2 iunie, că mai am cunoștințe. Și celor care ieri pe 1 iunie, de ziua copilului, au sărbătorit. Și tuturor copiilor, de asta, poate că fiind în zona copilăriei, am rămas așa mai Olaf. Știi, mai... Deci de ce? Toată lumea, îți dai seama, bă, l-ai pe Mugur la emisiune, trebuie să arăți 2-3 imagini și cu el când era Garcea. Știi, vreau să te-am găsit în arhiva de aur a televiziunii. Hai să vedem și noi imaginile astea și să știm că pentru următoarele momente îi facem pe cei de acasă să zâmbească. Da. Ia uite scaunul lui Esca. Ia să mă așez eu aici, așa că poate nu mă observă când vine și se așează și ea. Iete un maț. 20. Aș da zile de la mine. Ce? Băi, ăsta cu camera, ce te hlobezi la mine, băi? Concediat, afară, ieși, băi! Nu, tu rămâi, lasă, tu rămâi, cu tine eu sunt eu. Bună seara, România, bună seara, București. Stimați? Băi, șmecherilor, dacă voi credeți că o să fac eu un program țapă, păi deja Revelion a început. Revelion, 30 de ani, a? 21 de ani. 2002. Da, de 21 de ani sunt, da. Aveam 35. Da. 30, ce tinere. Dar câteodată când mă uit la imaginele, ești un pic neschimbat, să știi. Nu un pic, adică... Ce aș vrea. Serios. Ce aș vrea, Mie nu se pare că tu ai îmbătrânit. Poate că...
faptul că mi-a albit puțin părul. Un pic prin părți. Dar fii atent. Mai devreme spuneai că ai învățat să și cânți și l-am văzut pe Mariana Mexicanu, pe aici, pe undeva, are și acordeon și o să facem în felul următor. O să luăm o scurtă pauză de publicitate și apoi vreau să te provoc. Mariana Mexicanu vine la Sosurile Picante, dar te provoc să văd dacă poți să cânți ceva live cu el la acordeon. Orice în afară de sosuri picante. Bine, nu sosurile picante, le păstrăm pentru Marian. Marian, repetăm un pic cu Mugur de ziua lui să ne cânte ceva. Tare de tot, Oleg, și asta spuneam ce bucurie are copilul ăsta, da, fabulos. Ceva, îmi place că zâmbește tot timpul, mi-a fost drag, așa, știi? Exact, asta e și pozitiv, știi, și eu la România un talent în finală, când l-am văzut, chiar dacă n-a câștigat, băi, era vesel, s-a bucurat pentru ceilalți, s-a luat în brațe, știi? Cum adică? Am câștigat toți. Noi am câștigat. Noi suntem câștigători că am avut ce vedea pe scenă. Corect, dar el știi cum copil... e? Sau uite, n-a luat cecul, știi cum e? N-a contat. A contat că s-a luat în brațe la felicitat. Mi-a plăcut mult de tot atitudinea lui. Da. Nu, fabulos. Și o plăcere. Îți dai seama, de ziua mea să am... Așa, gândește, anul trecut de ziua mea... Ăla poți să-l lași, că cântăm la ei la Valea Zee. Da, de fapt, anul trecut de ziua mea, am vorbit cu Lizzie să facem o chestie împreună. Elisabeta, fosta regina Angliei, știi, a avut jubileu și am sunat-o, zic, băi, Lizzie, știi, așa îi ziceam pe la țară, tanti Lizeta, și tușa Lizzie a avut jubileu, acum l-am invitat, vine și Charles, tot astăzi. Deci, practic, treaba e serioasă. Tradiția casei regale în relația cu Sadova este... Merge mai departe. Mea. Nu mai e nici Zanaxul ce a fost odată. Hai, atent că l-am văzut pe Marian aici. Păi dacă vine regele, să vină și Marian, că și el e rege. Exact, e un rege al acordeonului. Regele Marian acordeon. Mexicanu. Și în orice fel de rege, dar știi cum e? Spui acordeon, spui Marian Mexicanu, spui 2-3 oameni acolo. Atât. S-a spus noi la casa regală între noi. Vreau aici. Și eu. Salut, te Marian. Pup, te pup, te să pup. Să treci, Mariane. Bine maestre, te-am regăsit. La mulți ani. Mulțumesc să-ți din suflet. Dumnezeu tot ce e mai bun și mai frumos pe lumea aceasta. Mulțumesc din suflet. Și dacă tot ne aflăm așa, să încerc și eu să... Să te lansezi. Să mă lansez, da. Să fac o dedicație și pentru Lizzie, Dumnezeu să o ierte, și pentru Charles, regele, și pentru regele Marian, și pentru tine, și pentru toți care sărbătoresc ziua astăzi, și mâine, și poimine, și tot așa. Cu... un cântec care mi-a plăcut mie foarte, foarte mult în ultimul an de zile și n-am cum să nu-l împărtășesc și cu ceilalți. Așa, măcar o cum mică bucățică. Hanul Mărioarei. Este tot din zona Basarabiei. Îl cântă Plăieși. Plăieși, genial oamenii. Au venit și la noi la emisiune de multe ori. De câte ori îl ascult, n-am cum să nu-mi fugă piciorul așa. Hai să-l ascultăm. Hai mai să eu am un re minor la mine. Ia vedeți. Dacă... dacă vă convine, maestre. Țin așa. Sus la Heleșteu, dinspre pădure, avea mărioara hanul ei. Han frumos, spațios, cu pridvor, cu bordei, o străgeau la hanul ei. Hanul ei vestii pentru bucate, preparate chiar de mâna ei. La un borș și un vin roș, cârnăței, mititei, tu străjeau la hanul ei. Fiindcă ea mai avea trufandale și altceva, cu cafea îi servea, îi primea și le dădea, cu bucăță ca fiecăruia. Fiindcă ea mai avea trufandale și altceva. La 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 la. Și-avea ochi frumoși ca două mure, două mure coate ochii ei. Când zâmbea și privea gura ei, te-amița, toți străjau la hanul ei. Fiindcă ea mai avea trufandale și altceva. Na 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 na. Când a fost manevra cu soldați din regimentul 43, general, colonei, caporal, plutonii,
Antonei, hei, toți trăjau la hanul ei. Mai fiindcă ea mai avea trofandale și altceva, cu cafea îi servea, îi primea și le dădea. Cu o bucățica fiecăruia. Era țelină, mă, la hanumărioare. Nu era țelină. Băia, frumos, mă, Mugur, astăzi... Că vreau să le spun celor de acasă. Mugur Mihăiescu, astăzi, pe 2 iunie, a venit la noi la emisiune să-l sărbătorim. Nu știa că, nu știa că se întâlnește cu Marian Mexicanu. Efectiv, aici au zis, băi, hai să cântăm, hai să cântăm și gata. Mi-a plăcut viața, mi-a plăcut să dăruiesc bucurie. În tot ce am făcut, în tot ce voi face de acum încolo, voi căuta să aduc bucurie celor din jur. Că voi reuși, că nu voi reuși, că voi bucura o parte, că voi bucura mai puțin, mai mulți. Nu știu, dar voi încerca. Până când pun ochii așa, asta este scopul vieții mele. Să încerc să dăruiesc bucurie celor din jur. Îți mulțumim mult de tot, Mugur, oameni buni, Mugur Mihăiescu, la mulți ani. Căutați-l pe Instagram, pe Facebook, pe TikTok, Mugur Mihăiescu, scrieți acolo la mulți ani, urări, toate cele bune. Iar Marian Mexicanu se pregătește pentru sosurile picante. Hai, Marian, că poți, da? Hai. Eu vă las, eu sunt cu dulcețurile. Perfect, sunt ale tale. Îți mulțumim mult, Mugur, la mulți ani. La mulți ani și salutări familiei.